aici? Ia fi cum lăsați vezi cum pleacă. Mini, nu-i voie. Lasă clanța aia mai mică. Ia vin aici să bați din palme. Nu-i voie. Acum nu vrea. Dar să-l dă să-mi bate și el din arițioare, da. Mini, de ce la tri? Bună, dragilor, Selena își pregătește un bubble tea. Iar eu am pus aici să fac o mămăliguță. Vrem să mâncăm mămăliguță cu brânză și cu iaurt la amiază. În ultima perioadă, cam asta este ora la care mâncăm 1 și ceva, 2. Rare ori mâncăm la ora 12, 12 și ceva. Mai am! Mai ai? Păi da. Stai să oprim focul ăsta. Multe! Uite, hai să vin cu asta și tu îmi ții strecurătoarea. Da, bingo, nu? Sau torni tu puțin? Păi torn eu. Puțin, da? Mult. Dar tu nu mișca strecurătoarea aia. Ia uitați ce a făcut Marca azi la grădiniță. Un copăcel cu floricele. Foarte drăguț, Marc. Îți place? Da. Te bucur că l-ai luat acasă? Da. Să știi că așa ceva putem să facem și noi, că ți-am păstrat cartonul de la hârtia igienică. Vreau să fac. Putem să facem și noi. Uite cum de fain arată. Uite și mie una. Dar trebuie să-i pun zahăr, vrei cu zahăr? A, nu, nu, așa nu. Mai devreme stătea pe mine și se pigulea. Și acum s-a dus la Marc. Da, ție îți place să stai pe cineva, să-l faci de pene, așa-i? Deci pe mine m-ai făcut mai devreme plină de pene din alea mici. Of, 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 drăguțule, ce ești tu. Îți place de el, Marc? Da, este un nou cu ce pigulă. Pigulă. Un ou? Da. Un pui de găină. Am pregătit și câte un ouț moale. Mi-am făcut și o cafea cu gheață. Foarte, foarte bună. Uite, avem pâine. Marc nu vrea să mănânce mămăligă, așa că el va mânca ou cu pâine. Uite aici. Doar că nu știu că te împaci tu cu asta, dar... Na. La tine pretenții mai mari. Uite aici pâine. Am ieșit și noi la plimbare. Dar cred că ar fi trebuit să luăm un tricou pe noi. Am luat și o bluză cu mânecă lungă. Marc la fel. Când am fost să-l iau de la grădi, adia așa vântul mai rece. Dar nu-i problemă, că suflecă mânecile și... Vrei să suflec mâneca, Marc? Sau ți-e bine așa? Uite, eu mi-am suflecat-o așa. Hai, vrei și tu? Nu? Cât de frumos arată. Da, lalele, uite și acolo liliac alb și liliac mov. Florile alea de acolo, uite. Da. Alea. Hai să mergem încolo. Vara este anotimpul meu preferat, dar și primăvara îmi place foarte mult. Dă mânuța la mama. Marco, care e anotimpul tău preferat? Primăvara cu vara. Primăvara și vara, așa? Care e pe locul 1? Care îți place mai mult, vara sau primăvara? Vara, ambele pe locul 1. Ambele pe locul 1. Mie îmi place vara pe locul 1, pe locul 2 îmi place primăvara, pe locul 3 îmi place toamna și pe locul 4 iarna. Asta momentan, nu știu dacă o să se mai schimbe ceva la gândirea mea în viitor, dar momentan cam așa, cam așa stă regulă. A făcut interzis și aici. Da, a făcut interzis și aici. Uite și acolo floricele frumoase. Păi nu, trebuie să mai facă și sensuri unice, că nu mai are cum să facă. Pe aici. Pe aici putem să intrăm, aici e sensul. Asta care urmează avem tot așa interzis. Mai că pe partea asta, mai că noi avem pe partea aia.
pe partea cealaltă avem noi, da. Exact. Ia uite ce narcise mici. Vezi? Ce micuțe sunt. Mângâie-le așa încet. Ce drăguțe sunt. Le place că le-am mâncat. Probabil. Da. Atinge-le dacă vrei și pe alea. Ai grijă să nu cazi. Hai, nu, nu, sunt alte floricele, nu știu cum se numesc. Am ajuns și noi acasă. Marc se apucă să lucreze pe această cărticică. Mai devreme am fost și până la Penny, de am cumpărat câte ceva. Și aș fi vrut să cumpăr și un pepene, doar că nu am putut să-l car, că deja aveam plasele astea grele. De la 1, da? Întotdeauna pornim de la 1. 2, da? Așa, cu grijă, da? Penny, am luat așa două plăsuțe cu lămâi. În perioada asta călduroasă îmi place să îmi fac un pahar cu apă, lămâie, puțină miere și semințe de chia, șervețele, două cutii cu lapte, un castravete, doi castraveți, banane. Vrei să mănânci o bănănuță? Da. Așa, aici am luat un dovlecel că vreau să fac niște cușcuș. Și o să bag și niște dovlecel și cred că morcov. Aici am un cofrac cu 30 de ouă și atât, nu mai am nimic. Am cumpărat de la brutărie două franzele. Vreau să bag una la congelator, pentru că de multe ori se întâmplă să nu am pâine. Ori seara, ori pe weekend, nu știu, și să am o pâine acolo în congelator. Este foarte faină și proaspătă. Ia să beau și o gură de cafea, că mi-e sete de mor. Mamă, bunătate! Vrei banană? Da. Hai, trage de pungă. Și tu și eu. Păi bagă degetul acolo, așa. Ți-am să tragi de pungă, să rupem punga. E obosit, Marc, nu mai poate. A umblat cu rolele și a stat în căldură. Suntem plecați de la 2 și ceva. Și am stat pe afară. Trage de banane. Sau prinde tu de banana asta și trage-o. Trage-o cu forță, hai! Hei, rup! Așa, ce am mai cumpărat? Fasole. Vreau să fac ciorbă de fasole. N-am mai folosit fasole uscată de foarte mult timp. În ultimii ani am folosit doar fasole la conservă și am zis hai să încerc fasolea la oala magică. Acolo voi face ciorba. Iar aici avem afumătură care arată foarte, foarte bine și miroase foarte bine. Așa. Poftim, dacă are voie banană. Are voie. Dar lui nu, din ce știu, nu-i place banana. Andeși bine. Da, dar trebuie să duci și de la 9 până la 10, știi? După aia de la 11 la 12 ca să faci și antena, nu cu stânga. Nu că nu suntem stânga, suntem dreptași. Dacă erai stângaci, mai ziceam. Ține carioca cum trebuie, lasă-l și pe el să muște un pic din banana ta. Dar din banană, nu din coajă, bingo. De bani, vai că nu mai scăpăm de tuse. Are momente în care nu tușește deloc. Are momente când tușește. Ia, hai. Ia-i zi lui. Așa. Așa, iubitule. O să mănânc și eu o banană imediat. Și îi mai dau și lui Bingo. Bungo, hai spa banană cu mama. Uite ce disperat e. Dar cred că lui îi place coaja. Mă, papă banană. Ia, ia să vedem. Uite tu că-i place, drăguță de el. Da, mama. Dar nu coaj, e banană. Ia că banana e dulce. Mini, a făcut Bingo ceva în capul tău. Ce bine. A făcut treaba mare. A făcut treaba mare. Stai, Mini. Stai să vedem, că nici nu știu când a făcut. Stai. Stai să vedem, să ia ușor. Mini. Mini, o să ai noroc. A, dar e tare, Mini. E tare, stai că nu merge. O surpriză. Stai că l-am luat. Bingo, ce-ai făcut? O să-mi fac și un pahar cu limonadă imediat. Dar înainte de toate trebuie să mă apuc să fac
ciorba. Uite șmecherul. Și vreau să fac și niște gogoșele cu lingura. Și aveam un plan să mă apuc mult mai devreme, dar na. Până am mers cu Marcu rolele, am fost și la bancă, am fost la Penny, la brutărie, la măcelărie. A luat destul de mult timp toată treaba asta. Bingo! Hai, dau banana. Hai la mama. Ia banana. Ia, de aici. Ia un pic coaja, Marcu. Nu foaia, nu, banana. Of, of, ți-mi place și mie banana. Și-a dădea să mănânce foaia? Da, păi nu știi că lui îi place să mănânce și urtie? Uite, tot la coajă vrea să meargă să mănânce. Îi place coaja? Mini, vrei banana? Mm. Îi place coaja? Din ce pare, da. Mini, tu nu? Disperată. Disperată asta după banană. Mini doar era curioasă să vadă. Mai știu când e disperată. Mai știu când mi-ai zis că sunt disperată. Cu checul ăla, cu Nutella, așa, eram disperată. Și acum după banană. Și acum după banană? Nu prea sunt disperată după banană. Fructul meu preferat este pepenele roșu, cireșele, pe locul 3 căpșunile, cred, și cam atât. Așa nu am un fruct preferat, nu. Pe locul 1, pepenele că-mi place. Știu, eram sigură. Pe locul 2, prunele. Așa. Pe locul 3, căpșunile. Pe locul 4, afinele. Da. Și ce fructe mai pe Rodea, locul 5. Da. Merele, pe ce loc? 5. Pe 6 sau pe 5? Pe 5. Și Rodia și merele tot pe 5? Azi, păi, e obosit de nu mai poate. Le pun pe 1, pe toate. Pe toate. Că-mi place. Și cireșele? Nu-mi place. Hai că-ți plac cireșele. Gustul, care, alea care sunt așa și... Alea care sunt și au două codițe și sprinse de codițele alea verzi. Îmi place, îmi plac. Și alea tot. Dar prune uscate, de ce n-ai mâncat azi la grădiniță? Mai... Am văzut. A călcat întreaba mai. Zi, prunele uscate, de ce nu-ți plac? Gata, nu-ți mai dau bingo banana mea, lasă-mă pace, că nici nu... Păi îmi face scârbă de nu mai mănânc. Hai, jos de pe masă, jos! Jos. Obraznicule, ce ești. Hai, du-te de aici. Stai un pic, Marc, ia mâna. Nu, dau aici un pic. Obraznicule, că peste tot pe unde te pui trebuie să faci tu câte ceva. Acum urc așa, mama. Păi ce vine după 11? Păi nu, acum de la 10. Păi dar trebuie să plecăm. Eu ce ți-am zis de la 10? Ai trecut la 11, de la 11 la 12. Îi faci antena telefonului. Nu mai fac așa. Păi nu, dragă, pleci de la 11 jos, la 1-2. Ca să-i faci antena telefonului. După aia la 1-3, adică 13, 14. O să-i 14. Da. Dar și până în cifrele. Păi trebuie să le învățăm și așa cum ți le zic. Acum te duci pe drept, că telefonul nu e în colțuri, în dâmburi, drept, da? Ca să facem forma dreaptă. Bravo! N-am făcut bine? Ba da. Și ăsta, adică ce e ăsta mai mare? Ăsta e un telefon. Bravo, Marc! L-ai terminat, nu? L-ai terminat. Ce avem acolo? O căsuță din turtă dulce sau ce? Cred că e o căsuță. Nu neapărat din turtă dulce. Bingo! De unde încep? Ia! De unde încep? 16 păi ceva, de dragilor. Deci, odată bingo a căsit un pungă. Numai odată? Da. Cum odată? Da, a căzut de mai multe ori și în punga cu chipsuri și în punga cu cumpărături. Adică ea de la, cu plașa de la Jumbo. Aha. Uh-huh. Încep de la 1, tot de la 1. Întotdeauna. De la 1? De la 1, da. Și de la 2?
Acum fac așa, acoperișul, adică îl fac acum. Bingo, gata, nu mai e banană. Dacă n-ai venit cât am avut, ai venit prea târziu. Păi da, și acum te duci. Te duci la 6, după aia la 7 și după aia pleci în jos pe pe drept, da? Era să zic pe pătrat, pe drept. Așa, ca să unești bulinuțele alea, da? Aici cum era? Oh, stai că aici mă uitam în jos, că tu te-ai dus în jos și trebuie aici. N-are nimic. Nu poți să ștergi carioca. Trebuia să fim atenți, că nici eu n-am fost atentă, dar nu este nicio problemă. Nu este... A, vrei să iei un creion pe care să-l poți șterge dacă greșești? Da. Da, dar uite, cu carioca îl faci mult mai bine și mult mai ușor. Să știi că nu este nicio problemă că ai greșit aici. Mai sunt dăți în care și greșim. Nu merge. Ia să vedem ce face Mini. Ce face Mini? Stă în pat. Să-ți deschid portița, că am uitat să-ți deschid portița. Eu când plec o las în balcon și în bucătărie, că altfel face prostii. Se apucă să strice pe aici lucrurile, să se suie pe perne, să le muște, le călărește. Da, dar nu avem ce să facem, că nu avem cu ce să ștergem, Marc. Nu, de ce? Păi da, carioca, cu ce vrei să o șterg? Nu rupe, nu rupe, nu te enerva. Da, nu, da. Iubire, dar nu trebuie să rupem foaia, pentru că nimeni nu o să-ți ia cărticica la control. Și așa învățăm în viață din greșeli. Nu contează că ai greșit aici. Acum duc așa? Da, acum te duci de la 14 la 15, 16 și să vezi ce frumos descoperim căsuța. Acum duc așa? Dai să vedem. Acum, uite, de aici. Așa? De la bulinuță, da, așa. Bravo! Ia uite ce frumos ai făcut. E gata. E gata, acum trebuie să ne uităm la ce am rămas. Unde e trasat linia? Așa, iar de acolo trasăm... De la 18 la 19, la 20, da? Mai pe drept, da? Uite așa. Acum duc așa. Exact, dar te uiți la, și la cifre, da? Ca să le și învățăm. Așa, bravo. Ieri am mai cumpărat o cărticică lui Marc, dar cred că am uitat să vă arăt. Nu mi-aduc aminte. Avem oricum foarte multe cărticele pe care nici măcar nu a început să le folosească pentru că nu îl încântă. Lui îi place foarte mult girafa Rafa pe care a terminat-o, de fapt le-a terminat pe toate. Acum așteptăm să vină cealaltă și cred că vine săptămâna viitoare. Pe asta nu prea colorează. Mai avem și bărcuțele astea cu care nu s-a apucat să se joace. Poftim? Vine acum. Astea trebuie să le luăm, să le lipim pe geam, dar trebuie să-mi șterg geamurile de la mobilă. Și aceasta este cărticica și o găsiți în Pepco. Costă doar 3 lei. Foarte mișto această cărticică. Nici nu știu de la cât este potrivită, dar eu zic că de la un 4 ani, 3 ani, depinde acum de copil. Fiecare copil se... Da. Fiecare copilaș se dezvoltă în felul lui. Sunt copilași care știe să facă și de la 2 anișori, 2-3 anișori. Acum fiecare se dezvoltă în felul lui. Unii mai devreme, alții mai târziu. De la 2-7 la 2-8, da? 28. Eu nu am insistat niciodată la ei să-i forțez. Da, am încercat să fac cu ei, să lucrez cu ei. Singura cu care am putut a fost Selena. Da, și de la 2.8 la 2.9. Selena întotdeauna a vrut să comunice, să facem ceea ce... Da, asta e ușa. Ceea ce am vrut să-i arăt și să facem, să lucrăm, Selena a vrut să facă. Ai terminat. Dar Marc nu. Așa că dacă vedeți că nu își dorește copilașul vostru... Ca de obicei, Marc vorbește peste mine și nu știu dacă ați înțeles ceva. Aici îl avem și pe Spider-Man care se cateră de mine. În cazul în care copilașul nu își dorește să facă ceea ce voi îl puneți, sfatul meu este să nu-l forțați. Nici eu pe Marc nu l-am forțat, l-am lăsat să vină totul de la sine. Cu cât crește, înțelege mai bine, mai ușor și atunci își dorește să descopere anumite lucruri. Marc nu a fost, de când îl știu, de mic, de când am început să îl învăț să se joace cu, adică să se joace, să coloreze, să picteze, să
deseneze, să se joace cu plastelina și așa mai departe. Nu a fost încântat și de câte ori încercam, începea să plângă. Eu îi explicam, îi arătam că se face așa, nu era încântat absolut deloc. Nu era încântat să vadă nici la mine uneori, dar să facă el nici atât. Și de aceea zic că vă recomand aceste cărticele. Marc, de exemplu, are 6 ani și jumătate, dar nu este nicio problemă să lucreze pe așa ceva, că poate unora dintre voi vi se pare că aceste cărticele ar fi pentru o vârstă mai mică. Eu nu consider că sunt pentru o vârstă mai mică. Într-adevăr, nu îi potrivite pentru Selena, da, pentru vârsta ei, dar... Scuze, Marc. Wow, ce frumos! Da, Bingo, ce faci? Ce spui? Care îți place mai mult? Ambele îți plac, așa-i? Și am fost zilele trecute la un alt Pepco, atunci când am fost să luăm cristalele, și îmi pare foarte rău că nu am luat 3 cărți diferite, pentru că acolo aveau mai multe modele, iar la Pepco de lângă noi, cel de la Carrefour, nu avea decât acestea două, cu animăluțe și aceasta. Și pe asta am luat-o mai mult, să zicem așa, forțat. Când am cumpărat-o din Pepco, am zis că o cumpăr pentru mine, pentru că Marc nu a vrut, a început să urle în Pepco că nu-și dorește această carte și că nu va lucra cu ea, pe ea. Iar în ziua în care a început să lucreze, și mi se pare că și în seara aceea când am cumpărat-o, nu mi-aduc aminte, când am ajuns acasă mi-a mulțumit. Ia ce vorbește și ăsta. Auzi? Marc, când nu ești tu e Bingo, când nu-i Bingo ești tu. Știi, vorbiți amândoi. Ia uite și pe ăsta peste mine, da. Și mi-a mulțumit frumos că i-am cumpărat această cărticică și că îi place foarte mult. Și chiar foarte ieftină, 3 lei. Este destul de groasă, adică are ce să lucreze pe ea. Am tăiat afumătura și am tot mâncat niște cărniță din asta afumată care e foarte bună. Da, e foarte bine. Ai făcut un cățel de jucărie, cred că din ăla, din lemn. Vezi, cu roți din lemn. Un robot. Un cățel robot, ceva de genul se poate spune. Aici am pus zarzavat congelat de mine. Așa îmi fac în fiecare început de toamnă. L-a călit. Pe funcția asta. Fasole am spălat-o în mai multe ape. Și o să mai spăl în câteva ape, că văd că tot iese. Ha, un elicopter! Super! Da! Mă apuc să spăl la fumătura imediat. Pun în oală tot ce trebuie. Fasole. Fasole aș putea să o pun și să depresurizez oala manual ca să arunc prima apă de la fasole. Dar nu știu ce să fac acum. Sincer. Tare mie să nu pățesc cum au pățit alții de pe acel grup și să se facă fasolea precum piureul, cum au zis că au făcut supă cremă de fasole. Nici nu știu ce să fac, sincer. Eu aș pune toată fasolea. Eu am pățit-o și în trecut, nu știu dacă voi ați pățit-o, dar cred că da. Să schimb apa de la fasole și să fierb fasolea în... să o prefierb în 3 ape și tot să fiu balonată și să dăm gaze, așa că... Da, cred că până la urmă o să le iau și să le pun... spăl bine fasolea și pun cum făceam de obicei și cu cărnița de pui, cu perișoarele, pun fasolea, fumătura, borș, toate ingredientele acolo, tot ce trebuie, sare, piper, ce trebuie. Și o să las 20 de minute. Am înțeles că cam atât ar fi indicat să punem fasolea pentru 20 de minute, nu mai mult. Peste zarzavatul pe care l-am călit am pus fasolea, pe care am spălat-o bine, afumătura, puțină vegeta, sare, piper. Iar acum va trebui să pun borșul. Aici am borș de la cumnatul meu. Și o să mai pun niște pastă de tomate, după care pornesc oala, iar la final o să gust să văd dacă mai trebuie ceva sare, borș și eventual niște
Leuștean și pătrunjel verde o să pun. Ca să fac gogoșelele și am pus 2 ouă, 2 iaurturi grecești, 100 de grame de zahăr, coaja de la o lămâie, puțină esență de lămâie, esență de vanilie. Iar acum amestec bine, bine de tot, după care o să pun praful de copt și făină. Miroase atât de bine de la coaja de lămâie. Ce vrei, măr? Da. Vrei să-l curăț de coajă? Da. Să le spun. Că te-ai supărat? Da. Marc s-a supărat că și-a luat mai devreme o banană, din nou o altă banană și domnul Bingo nu l-a lăsat să mănânce. A venit repede. Da, nu i-a dat pace să mănânce liniștit. Și Marc s-a supărat și nu vrea să mai mănânce. Ia uite-l pe Bingo, a ridicat moțul și vorbește și el. Nu-i voie, Marc. Marc nu prea e darnic, așa l-a împărțit lucruri, mâncare sau altele. Nu-i voie. Așa că o să-ți curăț mărul și fugi. Fugi cât de tare poți. Ascunde-te într-un dormitor. Vreau să fug cu viteza 100. Cu viteza 100? Dar de ce nu-ți place să împarți cu el? Mm. Că nu-ți place așa-i? Uite, că ai cuțicul, acum am un aposentai. Acum îl tai. Ciorba este aproape gata, trebuie să-i mai pun zarzavatul și să mai adaug puțin borș. Cred că am pus cam multă fasole, foarte multă fasole la fundul oalei, dar acum na. Ori o să mai scot din fasole, ori nu știu, vedem. Deși dacă mai pun niște borș și o las așa să mai fiarbă cu capacul deschis, dar nu o să mai pun foarte, foarte mult, cred că e ok, că mie îmi place să aibă și fasole ciorba, să nu fie numai zeamă goală. Ce e, minișor, te-ai necat? Am fost la mai multe magazine să căutăm. Și ghici ce a luat pepene. Am luat pepene, dar spune-le la dragii noștri prin câte magazine am umblat să căutăm pepene. În Penny, Kaufland, Carrefour și Lidl. Câte? 4. Exact, la al patrulea magazin am găsit pepene și zicea că e pepene cu puțin sâmbur și sunt curioasă să vedem cum este. Și dacă tot am ajuns pe la Carrefour, Marc a văzut sushi, așa că am luat sushi din Lidl. Cum am nimerit pepenele? Bun. Bun, foarte bun. Este foarte dulce, cu puțin sâmburi. Perfect, nu-mi pare rău că am umblat să caut. Păpați și voi, pepene! Nu-mi par rău că am căutat în atâtea magazine și chiar dacă aș fi găsit din prima la noi în Penny, m-aș fi ofticat dacă aș fi dat banii aiure, așa să nu fie gustos, să nu fie bun, dar slavă Domnului că e bun de mâncat și e chiar foarte dulce. Nu are gustul acela pe care îl găsim la pepenii din timpul verii, dar este foarte dulce, nu știu, are o aromă diferită, dulce. Sau foarte dulce, nu știu cum să-l numesc, că este destul de dulce. Mi-a rămas o dulceață în gură de la el. Dar important e că l-am nimerit. Așa? Gata? Îl pui acolo? Uh-huh. A, termin sushi? Sau nu știi? Păi mănâncă sushi și apoi stai pepenele ăsta într-un castronel, bine? Mai bine și la fetiță, da? Păpușica, ce pregătești tata? Ți-ai dat tata acolo la fată, cărniță? Da, am scos la răcit. Am pus și ciorbă. A ieșit foarte, foarte bună și groasă, așa cum îmi place mie. Adică se simte așa fasolia. S-a sfărâmat așa puțin și s-a făcut zeamă așa mișto. I-am mai dat lui Marc încă o felie de pepene. Aici am pregătit și niște ceapă roșie cu sare, piper, ulei și oțet balsamic. Aveam oțetul celălalt, dar l-am în spate și am pus oțet balsamic și acum ne punem și noi să păpăm.